Persecuția la care este supusă această școală de Qigong în China mă privește direct pentru că și eu o practic. Dacă m-aș fi născut acolo și aș fi vrut să practic această școală, riscam să devin și eu victimă. Falun Dafa, numită și Falun Gong, este o practică de exerciții tradiționale chinezești, completate de o filozofie de viață axată pe valorile adevăr, compasiune și toleranță. Deși practica în sine aduce multe beneficii pe toate planurile, ea este puternic persecutată în China. Mai exact, Partidul Comunist Chinez a decis într-o zi că practicanții din China ai acestei căi sunt persoane indezirabile care trebuie reeducate în lagăre cu orice preț, chiar și prin tortură. M-a ajutat să am o bună stare de sănătate, capacitate sporită de autocontrol, echilibru și calm interior. Viața mi s-a îmbunătățit din multe puncte de vedere, astfel mă simt dator moral să iau atitudine. Dar este vorba de mai mult de atât. Partidul Comunist Chinez comite o nedreptate fără precedent prin faptul că persecută oameni care caută să fie mai buni și să trăiască după idealuri nobile. În China anilor 90 exista un număr mare de școli de Qigong care predau exerciții tradiționale ce vizau îmbunătățirea stării de sănătate. În acest context, domnul Li Hongzhi a prezentat publicului practica numită Falun Gong sau Falun Dafa. Practica putea fi învățată gratuit de către oricine și pentru că s-a dovedit a fi foarte eficientă, cu beneficii vizibile imediate, s-a răspândit foarte rapid de la om la om. Astfel că în scurt timp a cunoscut o creștere spectaculoasă. Se estimează că în 1999, între 70 și 100 de milioane de oameni o practicau în toată China, la doar 7 ani de când a început să fie predată în public. Președintele de atunci al Chinei, Jiang Zemin, a perceput această uriașă popularitate ca pe o amenințare a supremației ideologice a Partidului Comunist. Partidul Comunist Chinez conduce prin teroare, prin minciună și prin violență. În noaptea de 20 iulie 1999 a început o campanie agresivă de arestări în masă și defăimări publice, care a continuat cu torturi și reeducare prin muncă forțată în lagăre și a culminat cu prelevări forțate de organe în scopul comercializării pentru transplanturi. Falun Dafa nu a putut fi eradicată în 3 luni, iar cele 3 luni s-au transformat în 20 de ani în care niciun mijloc pentru atingerea acestui scop nu a fost considerat excesiv. Nici ca român nu mi se pare în regulă că o mare putere, a doua putere în lume din punct de vedere economic, să aibă o conducere fără un minim simț al justiției și niciun respect față de demnitatea umană. Investigații multiple au arătat că statul chinez prelevează pe viu organe de la deținuți politici prizonieri de conștiință pentru a le vinde doritorilor de transplanturi. Consider că orice om ar trebui să se simtă profund indignat, în special față de furtul de organe care are loc în China. Recent, un tribunal independent din Londra a confirmat acuzațiile. Majoritatea victimelor sunt practicanți Falun Dafa, ale căror organe sunt preferate datorită stilului lor de viață sănătos. Creșterea incredibilă a numărului de transplanturi în China a coincis de altfel cu începutul persecuției împotriva Falun Dafa. Practicile unor regimuri criminale se vor sfârși doar atunci când cei care nu sunt victime vor lua atitudine, ca și cum ar fi sau ar putea fi oricând printre victime. Ne dorim o lume mai bună, dar pentru asta fiecare dintre noi trebuie să facă ceva în acest sens.